Ora 13, bine v-am regăsit, e zi de doliu național în Cehia, iar locuitorii se pregătesc de un Crăciun sub semnul durerii. În urma atacului, mai multe orașe au fost anulate, festivități și concerte. Între timp apar informații uluitoare după masacrul din Praga. Studentul care a ucis 14 oameni ar mai fi omorât 2 săptămâna trecută. În același timp, presa străină laudă gestul eroic al unui jurnalist ceh care și-a riscat propria viață pentru a-i distrage atenția atacatorului. Pe rețelele de socializare, oamenii cer acum ca reporterul să fie decorat cu o medalie pentru eroismul său. Toate victimele masacrului de la Facultatea de Arte au fost identificate, forțele de ordine au întărit măsurile de securitate în jurul școlilor și altor clădiri publice din întreaga țară. Între timp, poliția a făcut publice noi imagini cu momentul în care criminalul a fost flancat și imobilizat de forțele speciale de intervenție. Acesta a fost momentul în care un reporter de teren ceh i-a tras în mod intenționat atenția agresorului din Praga, astfel încât să nu mai împuște alți oameni. Eforturile jurnalistului chiar au dat roade, agresorul întorcând arma către el și deschizând focul asupra sa, asupra cameramanului care îl însoțea pe reporter, dar și a unui polițist din preajmă. Între timp, în fața universității, oamenii au început să depună flori și lumânări pentru a-i comemora pe cei uciși de tânărul de 24 de ani. Platoul din fața Universității Carolina, locul în care s-au derulat scenele șocante, a devenit acum un loc de pelerinaj. Sute de persoane au venit să aprindă o lumânare sau să aducă un buchet de flori. Printre cei care s-au recules a fost și președintele Petr Pavel. Poliția cehă i-a identificat pe toți cei uciși, printre ei nefiind niciun străin. Printre răniți se numără totuși 2 cetățeni din Emiratele Arabe Unite și unul din Olanda. Poliția cehă a întărit și măsurile de securitate în jurul școlilor și altor clădiri publice din întreaga țară, iar Universitatea Carolina din Praga a anulat toate cursurile și evenimentele. Potrivit poliției, tânărul avea permis de port armă, nu avea cazier și era student la Facultatea de Arte a Universității Carolina, unde a și comis atacul. Agresorul și-a ucis mai întâi tatăl acasă, în afara orașului Praga, înainte de a veni în capitala Cehiei. Poliția avea informații că acesta intenționa să se sinucidă și îl căuta într-o altă clădire a universității, unde urma să participe la un curs. Potrivit presei din Cehia, mama studentului a fost cea care a alarmat autoritățile în privința gândurilor sinucigașe. 14 oameni au fost uciși în timpul atacului de la Praga, în ceea ce reprezintă cel mai sângeros atac armat din istoria țării. Atacul sângeros din Praga a schimbat complet peisajul sărbătorilor de iarnă în capitala Cehiei. Între timp, în presa străină apar tot mai multe informații cum că studentul care a comis masacrul a mai ucis alți 2 oameni săptămâna trecută. Victimele sunt un bărbat și copilul său de doar 2 luni. Anunțul vine după ce expertiza balistică a stabilit că în cele 2 atacuri a fost folosită aceeași armă. De sărbători, riscul atacurilor teroriste e în creștere în Europa. Încă de la începutul lunii decembrie, comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, avertiza că există un risc uriaș de atacuri teroriste înainte de sărbători în Uniunea Europeană. Ultimul atac a avut loc în Praga, s-a soldat cu 15 morți și 10 de răniți. Însă autorul atacului din Praga era student la universitate, iar astfel de atacuri făcute de studenți sau elevi au fost destul de puține în Europa, mai degrabă fiind întâlnite în Statele Unite ale Americii. Printre cele mai recente atacuri armate făcute de elevi, amintim atacul din Serbia de anul acesta, unde 8 elevi și îngrijitorul unei școli din centrul Belgradului au fost împușcați mortal de un elev de 13 ani. Un alt caz similar a avut loc în Rusia în urmă cu 2 ani la o universitate, unde un student în vârstă de 18 ani a împușcat mortal 6 studenți și un profesor. Și vorbim despre acest subiect cu Harry Bucurmar, cu expert în securitate. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitația la emisiune.
Atacurile armate în școli erau subiecte care veneau în mod obișnuit din Statele Unite. Masacrul comis de acest student al Universității din Praga a adus în discuție riscul de a vedea mai des astfel de incidente în școlile din Europa. Care e opinia dumneavoastră? Riscăm să se întâmple așa ceva? Și care sunt observațiile dumneavoastră pe marginea celor întâmplate la Praga? Deocamdată vorbim de un caz izolat. Sigur, se întâmplă în Statele Unite mai frecvent. E o cu totul altă cultură. Ei, acolo, sigur, și ei au măsuri ca să se întâmple cât mai rar și să nu se întâmple deloc, dar nu reușesc americanii. Noi, în Europa, deocamdată, am zis că și acum au luat măsuri de creștere a siguranței în școli și așa mai departe, deși este vacanță în momentul de față, în ideea în care apar întotdeauna alții care îi copiază pe acești descreierați care se apucă să omoare tine sau copii în școli și așa mai departe. Asta este marea problemă. De la un caz izolat se poate ajunge, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare, se poate ajunge la o copiere a atitudinii sau a gesturilor criminale ale unui asemenea om și să apară și alții care să vrea să facă același lucru. Omul este partea asta cu sinucigașii. Este evident că unul care hotărăște să se sinucidă, o persoană care hotărăște să se sinucidă, poate să o facă discret, numai pentru el, dar poate la fel de bine să-și dorească să rămână în urma lui om victime de toate felurile. Deci lucrurile acestea ar trebui privite din punct de vedere civilizațional, adică să se descurajeze faima pe care o ar căpăta o cineva care se sinucide în asemenea condiții. Da. Deci cam aici sunt lucrurile. Sigur, ceea ce vorbeam despre creșterea riscului de atentate teroriste nu intră, asta nu intră în categoria atentatelor teroriste ce s-a întâmplat la Praga. Uh-huh. Dar există un risc ridicat al atacurilor teroriste în perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă în Europa, nu atât pentru că cei care doresc sau planifică asemenea atentate au ceva cu Crăciunul sau cu sărbătorile de iarnă în general, și-ar dori să facă acte teroriste pe timpul, dar de Crăciun vulnerabilitatea crește prin aglomerările care se creează în târguri de Crăciun, mall-uri și așa mai departe. Da. Ați făcut dumneavoastră o diferență între cele două subiecte. Pe de o parte avem cazul acestui criminal din Praga, unul punctual, pe de altă parte avem riscul terorist în perioada sărbătorilor. Spuneți că sunt două subiecte diferite. Când vorbim despre criminalul din Cehia, el spune că a fost inspirat de cazul unei fete din Rusia. Ne-a amintit însă de Anders Breivik, extremistul norvegian care a ucis 69 de oameni, adolescenți, trăgând cu arma asupra unei tabere de vară a tineretului laburist pe insula Utoia. Dacă nu mă înșel, în 2011 s-a întâmplat. Spuneți că există riscul ca astfel de povești să inspire. Există un risc de contagiune și, dacă da, ce măsuri se pot lua? Măsuri terapeutice, că altele nu. Deci nu avem cum să, de exemplu, dacă cineva își anunță intenția de a se sinucide, nu ai cum să-l iei, să-l închizi, să-l scoți din rândul oamenilor pentru asemenea faptă, pentru că nu este prevăzută niciun cod penal. Dar în același timp ar trebui făcute niște proceduri terapeutice, pentru care de obicei se fac, dar nu atât de mult de către stat, cât de către particulari, de a se îngrijit de starea mentală a unor asemenea persoane. Pe urmă, nu există vreunul care să fi fost om normal până la 20 de ani și la 20 de ani întotdeauna să-și dorească să devină un criminal sau un sinucigaș prin uciderea altora. Există o evoluție care ar trebui să fie sesizată, dar ca stat sau ca societate, ce putem face noi este să luăm măsuri de reziliență, adică să nu ne dea peste cap un asemenea eveniment, nu numai sărbători, dar tot restul vieții, să ne trezim, cum a fost cazul pe vremuri cu
cei care ne turnau avioane. La început se mergea cu avionul cum se mergea cu autobuzul. Te urcai în avion și te duceai unde aveai nevoie. Plăteai biletul și atâta tot. Da. Acum ați văzut că sunt o mulțime de restricții de a călători cu avionul pentru persoanele care au, sunt suspecte că ar putea să facă un act terorist în avion și așa mai departe, ca să nu mai vorbim despre imposibilitatea aceasta de a ajunge la pilot în momentul de față sau de a urca cu arme în avion. Ceea ce a schimbat oarecum, sau chiar serios a schimbat modul în care se călătorește cu avionul astăzi față de acum 30 de ani, de exemplu. Da, un detaliu care a apărut în presă. Și ne... să fie și cu sărbătorile astea. Vor fi din ce în ce mai atenți oamenii ca să nu se întâmple ceva de timp, pe timpul lor. Da, apropo de atacurile din școli, un detaliu care a apărut în presă ne pune pe gânduri. Tânărul, criminalul din Cehia avea mai multe arme care erau toate deținute legal. E vreun fel în care vigilența autorităților la nivel european ar trebui sporită în astfel de spețe, mai ales în cazul tinerilor? Accesul la arme de foc? Da. Nu. Sunt două lucruri diferite. Și în Statele Unite se discută asta doar de către propagandiștii interzicerii deținerii de arme de foc. Acestea sunt singurii care fac o relație directă între o relaționare directă între deținerea de arme și dorința de a comite asemenea atacuri în masă, atentate în masă, mai ales în școli. Altfel, nu. Nu există o legătură directă. Cine vrea să facă rău, va putea face rost de armă și dacă nu o dețină legal. Am Dar, înțeles. În același timp, și care sunt reglați mental sub o formă sau alta, au tendința aceasta de a începe prin a-și procura arme cu intenția de a le folosi la tir sau la vânătoare și așa mai departe, după care dacă tot le are, le vin și idei de a comite crime cu ele. Bun. Dar în niciun caz nu există o relație directă sau invers. Nu înseamnă că dacă s-ar interzice sau s-ar îngreuna accesul la arme de foc, ar însemna că asemenea cazuri care oricum deocamdată sunt izolate, citat și dumneavoastră cazuri la interval de câțiva ani de zile unul de altul și într-un loc într-altul în tot spațiul euroasiatic, dacă includem și Rusia. Da. Nu există o responsabilitate mai mare a autorităților decât cea de a de a se pregăti pentru a face față unor asemenea evenimente. De exemplu, cum este intervenția într-un caz activ în care cineva este în timpul unui masacru de ăsta, dacă se intervine în 4 minute, înseamnă că în alea 4 minute au putut să fie comise niște, adică au putut să se producă niște victime. Dar dacă intervine în 2 minute, înseamnă că numărul de victime e scăzut la jumătate. Ceva în genul ăsta vreau să spun. Da. Există de protocoale din acestea pentru nu atât pentru prevenirea, cât pentru intervenția rapidă și mai ales pentru soluționarea unei asemenea situații în timp cât mai scurt, astfel încât numărul de victime să fie redus. Da, revenind la avertismentele legate de atacurile teroriste de sărbători, avertismente date mai ales în contextul Crăciunului și Revelionului, spuneți dumneavoastră că există riscul de a se produce astfel de atentate pentru că societatea e mai vulnerabilă, dată fiind aglomerația, fluxul mare de oameni. E ceva ce putem face noi pentru a ne proteja în momentul în care alegem marile târguri de Crăciun din Europa? Nu avem ce să facem, sigur că da, există un fel de noroc al omului, adică poate foarte bine cineva să meargă la 10 târguri de Crăciun să nu păsească nimic și altul care merge în prima dată la un târg să se trezească în mijlocul unei asemenea situații de terorism. Dar ce vreau să spun este că riscul există tot timpul, el este o probabilitate. Când este risc mai mare, înseamnă că e probabilitatea mai mare de a se produce evenimentul terorist. Asta nu va fi niciodată un risc zero, așa cum nu va fi niciodată un risc 100%, adică, sau peste 80%, care este evenimentul practic sigur.
vorbim undeva în jur de 50%, s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Și acest risc este dat mai ales de vulnerabilitate, cum încercam să spun la început, și mai puțin de amenințarea cu atacul terorist, care, încă o dată, cine vrea să facă actul terorist nu așteaptă Crăciunul ca să-l facă. Este însă vulnerabilitatea crescută, nu mult, dar oricum e mai crescută, adică e o probabilitate mai mare să aibă succes un act terorist atunci când e sunt mult mai multe persoane într-un loc și mai ales sunt într-o atmosferă în această sărbătorească în care nu stă gândul să te uiți în jur dacă nu cumva apare vreunul cu vreo pușcă. Da, vă mulțumesc foarte mult, Harry Bucur-Marcu, expert în securitate. Un traficant din Cluj a ascuns droguri într-o jucărie și ulterior le-a vândut în miez de noapte în Oradea. Individul prins cu substanțe psihoactive a fost reținut pentru 30 de zile de către autorități. Droguri în valoare de 25.000 de lei au fost ascunse într-o jucărie și vândute în miezul nopții în Oradea. Individul a fost prins în flagrant în timp ce vindea mai mult de o jumătate de kilogram de substanțe psihoactive. La momentul reținerii, clujeanul avea la el peste 300 de grame de cristal, un drog de mare risc și 700 de euro în mașină. Din cercetări a reieșit că, în cursul aceleiași zile, bărbatul ar fi introdus în țară cantitățile de substanță psihoactivă și drog de mare risc pe care ar fi intenționat să le comercializeze în județul Cluj, au transmis autoritățile. Bărbatul a fost reținut pentru suspiciunea de trafic și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu. De asemenea, pe numele său s-a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Din nou în direct, capturi record de petarde în țară. Un bărbat din capital a fost depistat în timp ce vindea numai puțin de 3 tone de petarde. Iar în Sibiu, doi bărbați sunt cercetați penal după ce au fost descoperite sute de kilograme de articole pirotehnice la domiciliile lor. Cantități uriașe de articole pirotehnice au fost confiscate în urma unor percheziții făcute de polițiștii din capitală. Oamenii legii au depistat un bărbat care deținea ilegal 3 tone de artificii și petarde, ce urmau să fie vândute în piețele din București. În același timp, polițiștii sibieni au capturat peste 300 de kilograme de articole pirotehnice, toate aflându-se la domiciliul a doi bărbați. Cei trei indivizi au fost reținuți, iar materialele pirotehnice au fost confiscate. Prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, a cerut primăriilor de sector să ia măsuri. Am luat hotărârea de a solicita tuturor primăriilor de sector să nu mai emită avize de amplasament pentru puncte de comercializare astfel de articole pirotehnice și de asemenea am solicitat Poliției Capitalei, ISU și Oficiului pentru Protecția Consumatorilor să controleze riguros și extrem de energic toată această piață a comerțului cu materiale pirotehnice. Încercăm să controlăm mult mai bine decât în trecut acest comerț cu materiale pirotehnice, pentru că încă o dată... Cel mai recent accident produs de materialele pirotehnice a avut loc în comuna Meteș, din județul Alba, acolo unde un băiat de doar 15 ani a fost găsit în stare de șoc și semiconștient după ce s-a jucat cu petarde. Adolescentul s-a ales cu răni la brațe și a ajuns la spital. Este un obicei păcubos care duce la accidente și la un stres major pentru populație. Moment de o deosebită încărcătură spirituală pentru România, darurile magilor au ajuns pentru prima oară la noi în țară, mai exact la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman. Credincioșii vor putea să le aducă cinstire până pe 28 decembrie. Darurile magilor sunt păstrate din anul 1470 la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos. Potrivit tradiției ortodoxe și mărturiilor istorice, aceste odoare sunt chiar darurile de aur, smirnă și tămâie pe care magii le-ar fi adus la nașterea Mântuitorului Hristos. Darurile au un profund simbolism teologic. Iisus a primit aur ca un împărat, tămâie ca un Dumnezeu și smirnă ca un om care urmează să moară. Maica Domnului l-a păstrat cu sfințenie
pandemie până la adormirea sa, când le-a lăsat moștenire bisericii din Ierusalim, unde au rămas până în anul 400, când împăratul bizantin Arcadie le-a mutat la Constantinopol. Au stat o vreme în Palatul Imperial, apoi au fost mutate împreună cu brâul Maicii Domnului și cu lemnul Sfintei Cruci, în cea mai mare catedrală a creștinătății, Sfânta Sofia. La căderea Constantinopolului, sultana Mara, care rămăsese toată viața ei creștină, le-a luat cu ea în Grecia și le-a dăruit mănăstirii Sfântul Pavel de la Muntele Athos, ochtitoria tatălui ei, cneazul Gheorghe Brâncovici. În afara Greciei, darurile magilor au ieșit doar o singură dată, în 2014, într-un mare pelerinaj la Moscova, Minsk, Sankt Petersburg și Kiev. De mai multe ori au fost scoase în pelerinaj în Grecia sau Cipru, însă în România nu au fost aduse niciodată până acum. Potrivit arhimandritului Serafim Baciu, credincioșii care ating cu credință aceste odoare primesc ajutorul Maicii Domnului sau pe al Mântuitorului Iisus Hristos. Cum sărbătorile bat la ușă, se mulțesc și atacurile cibernetice, dovadă că excrocii nu au vacanță, ci profită de neatenția oamenilor care se lasă purtați de magia sărbătorilor. Autoritățile trag un semnal de alarmă și avertizează că atacurile cibernetice cresc cu atenție 30% în acest sezon. Trebuie să fim atenți atunci când introducem date pe net și poate cel mai important lucru este să ne menținem concentrați exclusiv pe ceea ce ne-am propus să facem atunci în mediul online și să nu executăm mai multe acțiuni concomitent. În multe cazuri, atenția distributivă a făcut ca utilizatorii să ignore indicii clare că urmează să cadă într-o capcană. Dacă citim în viteză un link, un nume de domeniu pe care urmează să-l accesăm, ori poate un text în limba română care nu respectă întocmai rigorile limbii, nu vom observa aceste hinturi, astfel că am putea intra ușor într-o capcană. Așadar, un prim sfat din partea echipei directoratului ar fi ca în preajma sărbătorilor, cel puțin să nu facem cumpărături online în timp ce suntem în conferință cu colegii, în timp ce vizionăm un curs online sau orice altceva, mai ales în momentul în care urmează să furnizăm date sensibile, cum ar fi date personale, date de autentificare sau mai ales date financiare, pentru că, iată, riscăm să facem erori din neatenție. Noiembrie și decembrie sunt două luni cu tracțiune, desigur, în ceea ce privește activitatea și tranzacțiile online, pentru că de obicei crește corespunzător volumul cumpărăturilor și crește proporțional, din păcate, și volumul atacurilor, desigur, pentru că infractorii vor căuta mereu să se folosească de context pentru a-și modela scenariile de atac, iar acesta este un prilej excelent pentru ei. Se pot deghiza astfel în bănci, se pot deghiza în magazine online, în retailer, în hipermarketuri, în servicii de curierat și chiar autorități. O altă metodă prin care infractorii cibernetici încearcă să înșele vigilența utilizatorilor este transmiterea unor mesaje menite să convingă potențiala victimă în a-și furniza date sensibile și pentru că mereu în această perioadă suntem bombardați efectiv cu promoții, cu oferte din ce în ce mai atractive, nu uitați că unele dintre ele pot fi false și pot fi lansate de atacatori. De aceea trebuie de fiecare dată să verificăm existența acelei promoții pe canalele oficiale ale companiei în numele căreia s-a făcut acea promoție. Iar dacă se întâmplă să fi căzut victima unei înșelătorii și ați furnizat date de card, este vital să contactați imediat banca pentru a bloca acel card, pentru a încerca să recuperați banii extrași ilicit din contul dumneavoastră. Și totodată trebuie să fiți foarte atenți în următoarea perioadă la notificările de tranzacții venite pe internet banking. Hoții nu și-au liber de sărbători, ci atunci sunt cei mai activi. Profită de faptul că mulți români sunt plecați de acasă și dau atacul. O demonstrează cele mai noi spargeri din Tunari, Ilfov. Într-o singură noapte, hoții au intrat în mai multe case, iar proprietarii sunt îngroziți. Deși aproape toate locuințele au montate camere de supraveghere, hoții nu par să fie intimidați. Deși multe reședințe sunt ținta jafurilor, cele mai urmărite sunt localitățile bogate din jurul capitalei, cum este Tunari. În doar 5 zile au avut loc 3 spargeri, iar asta datorită noilor dispozitive de ultimă generație care pot masca cu ușurință o intrare prin efracție. Unul dintre păgubiți, Andrei David, spune că nu a primit un răspuns de la poliție cu privire la identitatea indivizilor. Au fost 3 indivizi ce au intrat în complex, au sărit gardurile și au verificat absolut fiecare mașină din complex să vadă care este deschisă și care nu și au cotrăboit prin mașină. Una dintre mașinile mele a fost deschisă și au intrat,
Nu au găsit nimic evident. Aveau niște măști pe față, genul măștilor de Halloween, așa, și în mâini am observat că aveau mânuși, dintre acestea mânuși de construcții sau de grădinărit, cele care sunt cu pânze și cu cauciuc. Poliția a fost ieri prezent aici, au luat declarații, au luat probe din mașinile. Rămâne să așteptăm un răspuns de la poliție. Cei trei nu sunt la prima lor abatere. Potrivit lui David, acum 2 ani au intrat în același complex. S-au mai întâmplat și acum 2 ani de zile, tot în pragul sărbătorilor, au fost parte 3 case în același complex. Atunci au intrat în casă, au fost, cred că, alt mod de operare. În urma ultimelor evenimente petrecute, polițiștii avertizează oamenii să-și securizeze foarte bine locuințele, mai ales dacă pleacă de acasă de sărbători. Stăm de vorbă despre acest subiect în continuare. Avocatul Cosmin Bolosin, într-o legătură directă cu noi. Vă mulțumesc, domnule avocat. Sărut mâna, sărbători fericite vă doresc. La fel și dumneavoastră, în 5 zile, 3 spargeri în Tunari. Camerele de supraveghere nu intimidează pe cei care pun la cale astfel de spargeri. Cum ajungem o țintă? Sigur că ceea ce se întâmplă în România, practic, ne urmește câțiva ani de zile. Gândiți-vă că nivelul furtului din anul 2021 în 2022 a crescut cu cel puțin 20% pe ultima statistică care s-a făcut. În 2023 încă nu s-a făcut o statistică. Ceea ce se întâmplă este tocmai plecat din politică, în sensul în care au fost slăbite foarte mult organele de urmărire penală, în speță organele de poliție au fost subrejite foarte mult prin această scoatere la pensiilor la 45-46 de ani, ceea ce este o mare problemă. Ei, atunci hoții au prins tupeu, hoții și-au dat seama că vor fi foarte greu de prins și observați noastră, ei fură chiar dacă sunt camere de luat vedere. Ei, marea majoritate a furtelor fac în preajma sărbătorilor, când știu sau au ponturi că familiile sunt plecate de acasă. Aici este o mare problemă. Ceea ce uită hoții sau poate nu li se amintește de faptul că din 2020 noiembrie s-a scos acea împăcare a părților la furtul calificat. Deci înainte, pe vechiul cod din 2014, mergea să se împace părțile. Se puteau înțelege, se împăca, se stopa dosarul de urmărire penală. Ei, la furt calificat, din noiembrie 2020, nu se mai poate acest lucru, ceea ce spun eu că este o bilă albă, în sensul în care vor fi mult mai multe dosare de urmărire penală și ulterior condamnat astfel de infracțiuni. Gândiți-vă că astfel de personaje pot să-ți fură munca ta de o viață. Aici este vorba de faptul că îți intre în casă, îți sparge absolut tot, îți fură și polițiștii, din păcate, îi prind foarte greu. Aici nu vorbim de acele furturi de supraviețuire, cum le place la poliție să spună, furturile din magazin unde se fură produse, pâine, mă rog, lapte sau altceva, carne sau altceva pentru a putea supraviețui. Și aici vorbim de sume incomensurabile de mari de bani. Gândiți-vă că sunt acele furturi la pont unde se fură și ați observat cu acel jaf, unde ajung să te și omoare, fiindcă trebuie să facem o paralelă și o corelație. Ceea ce a fost la Sibiu acum 2 luni de zile, da? Cazul Adrian Crainer. Când 3 nenorociți, eu chiar am fost în fața casei la Sibiu și am văzut că hoții nu mai au nicio rușine, era o stradă super circulată, unde mașinile trec aproape ca pe Chiselev sau pe Magheru, da? Unde trec bară la bară, ei și-au permis să intre și ajung să și omoare oamenii. Atunci deja devine o problemă. Când nu mai au niciun respect de lege, când nu mai au absolut nimic și când intră peste om doar de dragul de a fura, ucigând cu sânge rece tot ceea ce găsesc în casă. Aici este o mare problemă, stimată doamnă. Da, domnule avocat, e vremea vacanțelor, dar e și vremea detaliilor personale pe rețelele sociale. Arătăm cu lux de amănunte unde plecăm, când aterizăm, cât timp suntem plecați. Cât de mult ajută hoții toate aceste detalii pe care unii dintre noi le pun de bunăvoie pe rețelele de socializare în văzul tuturor? Incomensurabil de mult, doamnă. De dragul de a epata românii, din păcate, le place să iasă în evidență. Și cu ce se iasă în evidență? Cu excursii extravagante, cu hainele pe care aceștia le cumpăr, cu locurile pe care aceștia le vizitează. Ei sunt oameni care urmăresc rețelele de socializare. Din păcate, ați observat că postări, anumite postări pe Facebook, de exemplu, da? Sunt publice. Deci poate să-ți intre oricine pe pagină să vadă unde ești în acel moment. Văzând că acel om este plecat, cu siguranță că știu că au undă verde și pot să fac orice. Ați văzut că, virgulă, camere de supraveghere pot să fie oprite foarte ușor, tocmai de jaful de la Sibiu de care vorbeam, da. Și ați observat că au fost oprite, au fost oprate chiar cu câteva minute înainte de intrarea acestor 3 persoane în acea locuință. Și tocmai de aceea, numărul, din punctul meu de vedere, numărul infracțiunilor și cele speciale pe furt vor crește, ducât, din păcate, românilor le place această laudă. Laudă de a arăta ce belșug trăiesc ei, ce bine o duc ei, unde sunt plecați. Atunci vă dați seama că oamenii, între ghilimele, acești infractori,
urmăresc tot ceea ce se întâmplă și intră în casă, știind că în casă nu mai este nimeni sau știind că este o bătrică pe care pot foarte ușor să o oprească. Deci mai puțin de 30 de secunde, domnule avocat, un sfat pentru românii care se pregătesc să plece de acasă de sărbători. Ce au de făcut pentru a nu fi predați de hoți? Pe lângă să securizeze casele, spune camere de luat vederi și, bineînțeles, alarme care sunt foarte importante legate la o centrală, o firmă profesionistă, eu le spun acestora să nu-și lase lucrurile de valoare în casă. Din păcate și safe-urile au ajuns să nu mai fie un loc sigur, ați observat. Se fură safe-urile chiar dacă au 200-300 de kilograme, sunt tăiate, sunt cu flexul și ulterior sunt furate. Este o mare problemă. Românii trebuie să înțeleagă că, virgulă, România nu mai este o țară așa de sigură cum se vorbea acum 10-15 ani și infracționalitatea este una la cote alarmante și vă spun, din păcate, poliția este subrejită. Nu mai sunt acei profesioniști de polițiști care au acum 15-20 ani și până se formează o nouă generație va trece o lungă perioadă de timp. Vă mulțumesc foarte mult. Pauză și revenim. Vești bune pentru români, din 2024 fiecare cetățean va avea garantat un cont fără comisioane financiare acolo unde poate primi salariul, pensia sau alte indemnizații sociale. Decizia a fost deja luată în Parlament, iar băncile sunt obligate să asigure un astfel de cont pentru încasarea salariului. Mai exact, e vorba despre acele comisioane care se plătesc când este deschis sau închis un cont bancar sau chiar și atunci când interogăm soldul contului la un bancomat. De asemenea, nu vor mai fi oprite comisioane pentru plățile online sau pentru retrageri de la bancomat. Legea a apărut deja în Monitorul Oficial, așadar toți cetățenii vor putea avea din vara viitoare un cont bancar prin care să nu achite comisioane. Această informație încheie, doamnelor și domnilor, TOC de la ora 13. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună tuturor. Rămâneți cu noi.